În această dimineață, pe raza localității Breben din Olt, s-a produs un eveniment rutier în care a fost implicat un minor de 13 ani din localitate. În urma cercetărilor, polițiștii biroului rutier Slatina au stabilit că minorul, care s-ar fi angajat să traverseze strada în fugă pe trecere de pieton marcată corespunzător, ar fi fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani din Drăgănești, Olt. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma testării a rezultat o concentrație de 0,04 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Firma americană de biotehnologie Moderna a trimis un vaccin experimental pentru COVID-19 cercetătorilor Guvernului Statelor Unite la numai 6 săptămâni după ce a început să lucreze la imunizare. Testele inițiale pentru posibilul vaccin ar putea începe în aprilie, dar procesul de testare și aprobările ar putea dura cel puțin un an. Moderna a anunțat luni că primul set din noul vaccin, numit mRNA-1273, a fost trimis la National Institute of Allergy and Infectious Disease. Acțiunile companiei, care are sediul lângă Boston, au crescut marți cu 15% la bursa din New York. Moderna a anunțat că primele fiole cu vaccinul experimental vor fi folosite într-un studiu de fază 1 în Statele Unite, fază care implică de obicei testarea unui vaccin pe un număr mic de oameni sănătoși. Pe lângă materialele sanitare, în magazine sunt foarte cerute și alimentele neperisabile. Mulți s-au apucat să-și facă provizii, însă autoritățile și reprezentanții marilor magazine vor să liniștească populația și dau asigurări că nu sunt probleme cu stocurile. Ministrul Sănătății, Victor Costache, s-a întâlnit marți cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România pentru a discuta despre măsurile de sănătate publică instituite de către Guvern și Ministerul Sănătății în această perioadă. Între măsurile discutate s-a evidențiat aceea de a recomanda angajaților să evite în această perioadă călătoriile în zone în care evoluează COVID-19. În perioada următoare, marile rețele comerciale vor lua măsurile ce se impun pentru a se evita aglomerările din cadrul magazinelor, reamintind consumatorilor că există posibilitatea achiziției online de produse alimentare și nealimentare. Ministerul Sănătății a agreat propunerea ca AMRCR să fie informată periodic referitor la informațiile noi despre răspândirea COVID-19, să arată într-un comunicat al AMRCR. Coronavirusul se extinde în Europa. Austria, Croația, Spania și Elveția au raportat ieri primele cazuri de infectare și Algeria a anunțat că a plasat în carantină prima persoană contaminată de pe teritoriul ei, un cetățean italian. Un prim caz de infecție cu temutul COVID-19 a fost raportat și în Barcelona. Persoana bolnavă este o femeie de 36 de ani care s-a întors recent din Lombardia. Din aceeași zonă provin și primii pacienți pe care Austria i-a anunțat ieri. Este vorba de un cuplu de italieni care se afla în vacanță în regiunea Tirol. Tinerii au 24 de ani și sunt acum internați într-o clinică de Innsbruck. Pe lista țărilor din Europa unde coronavirusul și-a făcut apariția se mai află și Croația. Primul pacient infectat aici este un tânăr care s-a întors recent din Milano. La nivel mondial, cazurile de infectare au trecut de 80.000. Printre ei se află și ministrul adjunct al sănătății din Iran. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în China numărul de infecții este în scădere. Oficialii OMS au ținut să precizeze că deși virusul COVID-19 se răspândește cu rapiditate în afara Chinei, nu poate fi vorba de o pandemie, cel puțin deocamdată.